Ploile abundente din ultima perioadă au afectat sistemul de captare de pe pârâul Latorița, ce alimentează lacul artificial Mioarele. Acesta din urmă constituie sursa pentru instalațiile de zăpadă artificiale aferente domeniului schiabil Transalpina Ski Resort. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Vâlcea, care a avut loc ieri, Comunei Voinasa i s-a alocat suma de 180.000 de lei din fondul de rezervă bugetară pentru remedierea situației. În data de 18 septembrie, în cadrul ședinței Consiliului Județean, s-a aprobat alocarea din fondul de rezervă bugetară a sumei de 180.000 de lei pentru Comuna Voineasa, în scopul remedierii defecțiunii produse în urma fenomenelor hidrologice la sistemul de captare de pe pârâul Latorița, munții Muntinu, care alimentează lacul artificial al domeniului schiabil Transalpina Ski Resort. Discutând cu domnul primar Lastasescu, primarul de la Voineasa, am luat decizia și am repartizat banii pentru ca rezerva de apă, sursa de apă pentru pârtia Transalpina Ski Resort să fie refăcută de urgență. De aici se trage apă pentru tunurile de zăpadă și așa mai departe. Foarte importantă era această rezervă de apă și am alocat banii în ședință de consiliu ca să se schieze în siguranță și să facem și zăpada noastră, nu doar ce da Dumnezeu. Sistemul de captare a fost afectat de viituri. S-a colmatat bazinul de aducțiune al apei și de unde se face pompajul și pentru asta trebuia să facem decolmatarea lui, să facem o altă aducțiune. Deci mai multe lucruri care sunt necesare pentru punerea în funcțiune. Primarul afirmă că în baza devizului se vor face achizițiile pentru a putea demara acțiunea de pompare a apei în lacul Latorița până la începutul iernii, iar CJ Vâlcea se implică pentru deschiderea în condiții optime a domeniului schiabil Transalpina Ski Resort.